Mulțumesc! Günaydın. Günaydın. Am zis bine. Have a seat. Doamnelor și domnilor, Denise Cem a mai fost în țara noastră la Cerbul de Aur prin 2008, la Calatis în 2009, la Eurovision reprezentând Turcia în 2010. What are you doing in Romania? I stopped in Romania because I wanted to promote my song, this song. We are going to shoot new video clip and release in Turkey first. Mm-hmm. And I came for recording too. We have a collaboration song with Romanian guys. Mm-hmm. And we will record. Actually, we record it while I'm here, because I'm here since from Friday. Sunt aici de vineri, înregistrăm un cântec și am venit să-mi promovez piesa asta. Se întâmplă ca nu doar ai artiștii noștri să-și promoveze piesele afară, ci iată și România a devenit o piață de desfacere. And after here I will move to Russia. We have some concerts in there with guys from după aici am zis, după ce trec pe aici, am să merg în Rusia pentru niște concerte acolo. Yeah, Fool's Garden is 17, they are known guys. And we will have some concerts in there too. Then I will promote this song too. And this song is first in TV in your show. This is special for me and I hope for you too. Thank you. Pentru prima dată la televizor în România s-a văzut piesa lui. Premieră, cum am spune noi. Puteți să-l aplaudați pentru... We can reach you on Facebook, yes? Yeah, of course. It's Denise Cem without space, double M. Denise Cem, double M. Denise Cem cu 2 de M pe Facebook, fără spațiu între cuvinte. Acolo găsiți pagina oficială și mai multe informații dacă sunteți în flow-ul ăsta cu muzică turcească. I have my own website too, www.denisecem.com. Și pe www.denisecem.com este site-ul unde puteți afla mai multe informații. What's your favorite Turkish food? Food. Care este felul tău de mâncare preferat? Turcesc, desigur. As your mother used to cook. Yeah, she's cooking something with... but it's very special. We are calling by mantı. It's kind of mantı. Mantı. Vlăduț, știi ceva? Ai auzit ceva? Mantı? No. Tu turcesc? Our chef asked about the recipe, you know. Yeah, it's kind of bread, I mean flour. They are preparing inside meal and closing. It's like that little pieces of crumble, kind of crumble of bread. Sunt găluște, sunt zi astea, crutoanele alea micuțe făcute din așa. And they are boiling this inside of this meal. Yeah. It's like tortellini or something. Yeah, it's something tortellini, but it's including a meal inside, little a piece of meal, and then they are servicing with butter and some spices, special spices. Bineînțeles, cu unt și cu multe mirodenii. Vlăduț ne tot amenință că ne duce în Istanbul să vedem zona unde mirodenile sunt expuse ca la muzeu. El nu vrea să cumpărăm de acolo mirodenii, ci vrea doar să simțim mirosul ăla din bazarul din Istanbul, unde el are, cum să spun, vânzătorii lui, adică practic și acolo și-a găsit providerii. Thank you for coming. Do you like soap opera? Yeah, I like, of course. In Romania, it's a new wave. Am întrebat dacă îi plac telenovelele. În România este un nou val. And our colleagues from Euphoria TV, colegii noștri de la Euphoria TV, will broadcast since this night a new soap opera. It's called Legea Pământului. How do you call this in Turkish? I don't know. It's a Romeo and Juliet kind of story in a Turkish version. E o versiune Romeo și Julieta, variantă turcească. Omer și Leila se luptă pentru dragoste adevărată în Legea Pământului în seara asta la Euphoria TV de la ora 20. Un nou serial cu poveștile pe care probabil vreți și voi să le trăiți și cu siguranță noi așa le puteți vedea din această seară de luni până vineri la ora 20 la Euphoria TV. You're a TV watcher or a YouTube? Not so well, but my mom was following this serial. I remember it. I can recognize it. It was going on in Turkey. Nu prea mă uit, dar mama mea se uita la filmul ăsta când a fost difuzat în Turcia.
Vladuț, our chef, made some baklava for you. Do you enjoy the sweets? Îți plac dulciurile? I can test. I can test, of course. I like it. Not too much. Yeah, dessert is not my stuff, but sometimes I can test. Dulciurile nu e partea mea preferată, dar din când în când pot să gust. This is looking delicious. Arată delicios. Have a bite. Denis Cem, doamnelor, domnilor, la Neața, de aici pleacă în direct spre Rusia. Puteți să-l găsiți pe deniscem.com, pagina de internet, și nu-i așa, la emisiunile